Bine v-am găsit, dragii mei! Încep acest videoclip prin a vă mulțumi tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu, iar cei care n-ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. Nu vă costă niciun ban, nu vă costă absolut nimic. Să mulțumesc celor care îmi lăsați comentarii atât de frumoase și să vă rog, dacă vă place ce fac, să apăsați butonul de like. Dragii mei, astăzi vreau să fac o rețetă dietetică foarte, foarte sănătoasă din 3 ingrediente. Pentru rețetă avem nevoie, în cazul meu, 2 kg de fasole verde, 1 kg de pulpe de pui, 5 căței de usturoi și 2 cepe roșii. Voi începe prin adăuga fasolea în oală la fiert. O voi lăsa să fiarbă pentru circa 20 de minute. Între timp cât fasolea fierbe, eu voi adăuga o cratiță pe foc în care am pus circa 5 linguri de ulei. Nu voi pune sare pe carne pentru că voi face gustul la final, deoarece am pus sare și în usturoi atunci când l-am pisat. Am tăiat pulpa, am curățat carnea după os, doar jumătate dezosat. Adăugăm odată cu uleiul rece pentru ca să-și ia foarte bine, având odată cu uleiul. Și totodată nu va sări ulei toată casa. Deci, vedeți, așa a fost pulpa, eu am dezosat-o, doar jumătate. Restul este pe os, pentru a se face cât mai bine. Cât timp se va prăji carne, eu voi toca ceapa. După circa 7 minute am întors pe partea cealaltă și vă voi arăta cum continuă. Dragii mei, aici unde am prăjit carnea, am scos-o, ciocănelele de pui. În ulei unde am prăjit carnea, voi adăuga ceapa pe care am tocat-o, 2 cepe. Vă rog să-mi scuzați bâlbâielele. Vă rog din suflet să mă scuzați. Călim ceapa. Este o mâncare foarte, foarte indicată celor bolnavi de diabet. Așa cum știți, fasole verde nu ar trebui să ne lipsească din meniu zilnic, sub oricare formă. Eu azi voi face forma cea mai ușoară de gătit. Deci am dezosat pulpele pe jumătate ca uleiul să se prăjească până la os. Deci pentru a scurta timpul de prăjire. După care am spălat fasolea verde și am pus-o la fiert pentru circa 15-20 de minute. Mai vreau să vă spun că fasolea verde o puteți cumpăra din supermarketuri. Este congelată, însă își face efectul benefic și cea congelată. Pe unde am umblat nu am găsit fasole verde la borcan. Aici în Irlanda mai greu cu
fasole verde conservată ca la noi la borcane. Deci călim ceapa. Peste ceapă adăugăm carnea pe care am prăjit-o înainte. Mai lăsăm puțin timp ca să-și incorporeze din gustul cepii. Este o mâncare foarte ușor de făcut și nu este scumpă. Este o mâncare ieftină. Și ce e mai important, benefică nouă celor bolnavi cu diabetul. Aici am 5 căței de usturoi pisați cu sare. Poate ați observat că nu am adăugat sare. Motivul a fost că am pus sare și nu vreau să iasă mâncarea foarte sărată. După care voi adăuga fasolea verde în tigaie. Cu foarte puține ingrediente, o mâncare foarte sănătoasă și foarte, foarte gustoasă. Acum voi adăuga fasolea verde pe care am fiert-o înainte. O voi lăsa sub capac pentru încă 10 minute, 15. E atunci când o înăbușim cu capacul, își va lăsa aburul și va fierbe la abur foarte bine pentru a-și incorpora gusturile de la carne, ceapă, usturoi, să vină ceva compact, ceva foarte bun. Dragii mei, după circa 10 minute, așa arată, arată foarte bine, încercați și voi, este o mâncare foarte, foarte gustoasă și ieftină, nu este scumpă și cel mai important, sănătoasă. Eu cam atât am vrut să vă arăt astăzi. Voi încheia aici videoclipul, însă nu înainte de a vă ruga pe cei care nu v-ați abonat să vă abonați. Vă doresc o zi binecuvântată, o săptămână plină de împliniri și ne auzim la un nou videoclip.